Lași-ne-n nădejdea drept ultimul pas și să nu fii cu mine în ultimul ceas. Nu se poate, nu te las, nu te las. Să vă fie de bine și vă mai așteptăm și altă dată. Sper că v-a plăcut programul nostru artistic. Foarte mult. Iubie, vreo problemă? Laura? Mă scuzați. Deci, aș dori dacă se poate să-mi achita și mie nota, nu? De altă dată trebuie să fac asta. Dacă mai doriți ceva să consumați, nu nicio problemă, e colegul meu care vă servește. Cred că e o greșeală aici. La zerouri. Acolo, la... Nu există! 3.200.000. Atâta face. Calculați și dumneavoastră. 3.200.000. Atâta face ce au mâncat două persoane. Deci, mai calculăm o dată, o secundă. Nicio problemă. Asta e votat așa. Un 50 de mii cu 50 whisky face 130, un foie gras 2, 80, gustare caldă 3,30, șampanie Franța 1.800.000 face 2.130. Pardon, în continuare. Chateau Brion 200, Valdostana 180, Pinot Noir de vinotecă 500.000, eu v-am spus, n-ar vrea să mă ascultați, se face 3,60 cu două înghețate și cu două cafele, vine fix 3.200.000. Și nu mai pun că aș vinit-o aici pe doamna Laura, care v-a cântat așa frumos. Vă sfărați că vă întreb. Dar ce prețuri practicați dumneavoastră aici? Deci, prețurile de restaurant, care le aveți și dumneavoastră pe listă, decât că pe listă ele nu e trecute la porție, e trecute la gramaj. Ne scuzați. Auzi? Și dacă spun că n-am atâția bani la mine? Nu îmi spuneți asta, vă rog eu frumos. Ei, pune în casă cum ar veni. Nu vine mie să cred, nu să găsiți un domn. Eu doar întreb, ce faceți? Deci ce fac eu dacă mi-a spune că m-aș face că n-am auzit? Nu vi s-a mai întâmplat. Ah, sigur, s-a mai întâmplat. Știți, mai vine câte un client cunoscut, Sanchi, să face că n-are... Dar nu s-a întâmplat niciodată, doamne ferește, să nu s-a achite. Aha. Auzi? Te super dacă spun că sunt într-un rahat mare de tot? Nu-mi spuneți asta, vă rog eu frumos. Nu-mi spuneți asta. Uite, eu și soția mea lucrăm amândoi. De ce vrei dumneata să mă super pe mine? Și nu câștigăm într-o lună cât îmi cer dumneata în seara asta. Păi și atunci cum venim noi dumneata la restaurant? Hă? Am greșit. E dacă am greșit în asol, că greșeala se plătește. Poftim. Acum vă mai costă și ceașca 50.000 și ați făcut-o și pe doamna să plângă, să poate. Dom'le, n-am știut că o să coste atât de mult, n-a. Hai să fim oameni, hai să ne înțelegem. Îți achit în câteva tranșe. Dom'le, dar ce am pene pe spate, scrie fraier pe mine, domn? Uite, dom'le, am 500.000 de lei la mine, am venit cu lui, ți-i ofer. De unde să fac eu rost de 3 milioane acum? Ce deci, să fac? Dacă începem pe tonul ăsta, să știți că discutăm altfel. Deci un ton, îți explic o situație. Sandule, ia cheamă încoace pe mugură și pe Andone, mă. Iubi, știi cum facem? Vine mâine mașina de spălat. O vindem pe măta, mașina de spălat e stricată. Iartă-mă, te rog, iubi, iartă-mă, te rog, o iau și o razna câteodată, te rog frumos, n-am. Deci ce facem acum? Alo, ce facem? Ne prinde dimineața aici? Achităm nota aia sau ce facem? Băi, Sandu, l-ai zis că-mi trimai și mie doi băieți, nu? Aici eram și eu. Deci hai, să nu iasă cu balamul, că e păcat. Ia mâna după el! Lasă-mă, te rog, domnule, lasă-mă să spun ce s-a întâmplat, te rog frumos, domnule, eu și soția mea împlinim astăzi 10 ani de căsătorie și am zis să ieșim și noi la un restaurant, că în general nu ne putem permite. Eu sunt profesor de liceu, soția mea e laborantă, vă dați seama ce lefuri amărâte avem. E adevărat, am greșit, mi-am calculat greșit posibilitățile, e adevărat, dar, domnule, pentru femeie contează, poate ieși din ta însurat și știi ce e aia. Uite cum facem. Dumnezeu rămâne aici, iar tu te duci unde știi, dar vii cu bani într-o oră. Unde să mă duc, domnule? Unde să mă duc? La miezul nopții să fac rost de 3 milioane, de unde Dumnezeu să fac? Până mi-a dat ce să fac? Să dau un cap la oameni? Să fur, să omor? Să sparg o bancă? Îl pognim? Rulade! Vino la tata încoa. Stai o secundă, barone, că avem o problemă aici. Hai, mă, vino încoa, ce mă, freceată, vino încoa! Spuneți.